În cadrul măsurii 121, modernizarea exploatațiilor agricole, au fost depuse spre finanțare la Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare 16 proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de peste 600.000 de euro. Un proiect de succes din această măsură este următorul. Modernizarea fermei vegetale la Boloș Conandor Șandor, întreprindere individuală. Agricultorul Boloș Conandor Șandor, prin programul Lider Gal Sud-Vest, a achiziționat un tractor agricol și o semănătoare. Valoarea totală a proiectului este de 47.767 de euro, iar ajutorul public nerambursabil este de 19.261 de euro. Cumpărat un tractor belarus 892 și un semănător pe oase pneusei. Am plantat grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță și